Vara și începutul toamnei sunt marcate din punct de vedere gastronomic de apariția unora dintre cele mai gustoase fructe și legume. Pepenii ocupă un loc de cinste printre vedetele sezonului. Pepenele roșu este o sursă bogată de vitamine și minerale. Vitamina A are o importanță deosebită pentru sănătatea ochilor. Vitamina B6 este folosită de organism pentru a produce substanțe chimice la nivelul creierului, precum serotonina, dopamina și melatonina, care ajută în combaterea anxietății și panicii. Vitamina C ajută la întărirea sistemului imunitar, care protejează organismul de virusuri și infecții. Este un aliment vegetal care are multe fibre alimentare, că are, mă rog, în mod natural o cantitate de glucide de care are organismul nevoie. Foarte multe persoane care țin cura de slăbire cu fructe nu acordă o atenție sporită la indicele glicemic al fructelor. În momentul consumării unui carbohidrat, precum pepenele roșu, sistemul circulator absorbe o cantitate de glucoză numită și energie sau cantitate de zaharuri. Energia astfel furnizată organismului este măsurată de către indicele glicemic și reprezintă cantitatea de zaharuri absorbită de organism raportată la valoarea glicemică a glucozei. Pepenele este categorisit ca fiind un aliment cu index glicemic mare. Are un dezavantaj. Este ceea ce se numește index glicemic. Înseamnă acel factor care modifică absorpția glucozei în intestin. Cu cât un aliment crește mai mult glucoza după ce îl consumăm, după ce îl mâncăm, cu atât indexul glicemic este mai mare. De aceea, pepenele verde este un fruct care îngrașă mai mult decât mărul sau decât căpșuna sau decât portocala.